Decizia guvernului de plafonare a prețului lemnului de foc, criticată puternic la doar câteva zile de la intrarea în vigoare. Măsura menită să protejeze populația în contextul crizei are ca efect blocarea pieței, spun reprezentanții industriei lemnului. Aceștia avertizează și cu privire la o penurie de lemn de foc, peleți și brichete de lemn în perioada următoare. Blocajul se propagă pe lanț de la retailer către furnizori. Deci vă închipuiți că toți retailerii au anulat toate notele de comandă către furnizori, însemnând toți producătorii de peleți și de bricheți au, în momentul ăsta, toate comenzile de la retaileri anulate. Evident, blocajul ăsta se propagă de la retaileri la producători, de la producătorii de peleți, bricheți și lemn paletizat, se duce către firmele de exploatare și blocajul se duce pe lanț. Deci, dacă ordonanța asta nu este modificată repede și blocajul persistă, se ajunge la o situație cu adevărat dificilă în piață. În majoritatea magazinelor care vând lemne de foc, peleți și brichete, rafturile pe care se regăseau aceste produse sunt goale. De ce nu sunt lemne? Eu sunt prea mic, ca să știu aici, doar vând și atât. Lemnele e aici vechi. Specialiștii spun că ar trebui să se țină cont de costurile de distribuție. S-a creat o situație ciudată în piață în urma acestei ordonanțe de plafonare a prețurilor. Prețurile plafonate sunt sub prețurile de producție, înțelegând prin aceste prețuri de producție atât costul lemnului, cât și costurile pentru a aduce acest lemn în piață, a-l aduce prin exploatare, apoi transport până la un depozit unde trebuie despicat, sortat și ca să ajungă la un retailer în zonele de sud ale țării unde e deficit de lemn de foc, până la Constanța sau până la Giurgiu sau până la Dăbuleni, sunt distanțe de transport de 200-300 de kilometri, lemnul acolo trece printr-un depozit și sunt costuri reale, ordonanța pur și simplu anulează mecanismul de a distribui aceste costuri, de a forma un preț corect. Deci pur și simplu nu există un preț unic care să acopere această plajă de servicii și acest cost real. Nu poate să fie un cost unic la drum forestier al lemnului de foc și să fie același preț și la Constanța după ce lemnul a fost transportat 300 de kilometri. Situația, spun cumpărătorii, durează de circa o săptămână și a apărut după ce guvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care a plafonat prețul lemnului de foc la 400 de lei pe metru cub, a stabilit un preț maxim de 1500 de lei pe tona la brichete și de cel mult 2000 de lei pe tona de peleți. În România, peste 3 milioane și jumătate de gospodării se încălzesc cu lemn. Într-un an, România arde în sobe peste 14 milioane de tone de lemne de foc și peste 200 de mii de tone de peleți.